Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Centrul civic din Comuna Vișina a fost finalizat. Teodora Chichirez s-a calificat la faza finală la două olimpiade școlare. Echipa națională de volei Under 19 a fost susținută din tribune de mușcelence. Un proiect de suflet al primarului Comunei Vișina, Jean Istrate, este pe punctul de a se finaliza. Este vorba despre centrul civic, care are în componență mai multe elemente, începând de la parc, cu teatru de vară, fântână arteziană și clădiri renovate. Cetățenii pot participa la spectacole sau se pot odihni într-un ambient modern. Cu o întârziere de câțiva ani, un proiect pe fonduri europene în Comuna Vișina de Dâmbovița este în proporție de 99% finalizat. Este vorba despre centrul civic din această localitate, un proiect de suflet al primarului Jean Istrate. Întreaga lucrare cuprinde un modern parc cu teatru de vară, trotuare moderne și clădiri reabilitate. Totul urmează să fie definitivat după ce va fi introdusă și rețeaua de canalizare la care se lucrează. Putem spune că este finalizat și centrul civic, mai avem noi să mai aducem ceva îmbunătățiri în afara proiectului. Toată zona nu este finalizată, întrucât pe acea zonă urmează a fi canalizarea și urmează după canalizare să facem niște locuri de parcare. Și atunci, ce zonă? În fața căminului cultural, în jurul căminului, în jurul dispensarului, trebuie să facem și locurile de parcare, așa cum am văzut proiectantul, dar, repet, trebuie să finalizăm lucrarea de canalizare, iar acestea vom face după canalizare. În ultimii trei ani, în Comuna Vișina au fost implementate trei proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Două dintre acestea au fost finalizate, iar al treilea este în curs de finalizare. Membrii Clubului Pensionarilor din Câmpul Lung vor învăța în curând elementele de bază ale folosirii computerului și internetului, fiind sprijiniți să devină utilizatori independenți ai acestor instrumente. Astfel, vor afla cum să scrie documente, cum să caute și să selecteze informațiile online corecte, cum să comunice prin e-mail sau cum să acceseze diverse servicii online. Digitalizarea, concept des întâlnit în ultima perioadă, este un fenomen aproape indispensabil în activitatea cotidiană a tuturor persoanelor. Efectele benefice ale digitalizării se pot resimți și în rândul persoanelor vârstnice, deoarece digitalizarea deschide noi căi de acces către volumul mare de informații și posibilități de a-și îmbunătăți viața de zi cu zi. Printre numeroasele activități pe care le desfășoară Clubul Pensionarilor din Câmpul Lung, se va număra cursul de calculatoare. Este o solicitare a membrilor prezenți la întâlnirile săptămânale, tehnologia fiind acum la îndemâna oricui. Mai mult, prin intermediul unei conexiuni la internet, persoanele vârstnice pot să-și plătească taxele, impozitele, pot depune declarații pentru a evita cozile la ghișee, pot face programări online la medic sau pot cere mai nou cuponul de pensie în format electronic. Vom începe cursul pe digital pe telefoanele noi, moderne, să învățăm despre aplicațiile care sunt posibile și să putem să câștigăm mai mult timp. Astăzi, după cum se vede, pentru toată lumea cel mai prețios este timpul. Să nu mai pierdă o parte din timp pe la plata unor obligații, să facă pe telefon aplicația privind anumite impozite, taxe, chiar și la primărie se pot face pe telefon. Și cu această ocazie poate să își rezolve mai repede problemele care sunt urgente. Mai nou și talonul, cuponul de pensie poate fi obținut digital. Vă gândiți să învățați pe colegii dumneavoastră din Clubul Pensionarilor să acceseze această aplicație? M-am gândit încă de la început, de când am văzut că se difuzează de către Casa Națională a Pensionarilor această aplicație și chiar mi s-a părut destul de interesantă, pentru că o parte din oameni care locuiesc în cartiere mai îndepărtate ar dori să cunoască această aplicație și chiar ar solicita-o. Dar pentru a ajunge acolo sunt câteva proceduri de făcut pe
telefoane pe noua tehnologie și sperăm ca în vara acestui an să ne conformăm și chiar să avem această aplicație și ne este benefică tuturor celor care suntem în categoria de pensionari. Sunt situații în care nu întotdeauna pot fi aplicate, dar pentru noi interesant este să fim în ritm cu tehnologia și cu mersul societății. În urma familiarizării cu era digitală, cu toții vor fi mai activi și vor căpăta încredere în folosirea serviciilor din spațiul virtual pentru a-și îmbunătăți semnificativ viața de zi cu zi. În plus, vor putea apoi să navigheze în lumea digitală în siguranță sau să socializeze prin orice mijloace de comunicare online. Doar 3 tei au mai putut fi salvați din cei existenți în prezent pe Bulevardul Pardon. Pentru restul s-a obținut aprobarea de a fi scoși, iar în locul lor se vor planta castani și tei tineri. Durata mare de finalizare a Bulevardului Pardon și îngroparea cablurilor a dus la uscarea majorității teilor de aici. Administrația locală a municipiului Câmpul Lung a precizat într-o conferință de presă că au obținut toate aprobările pentru înlocuirea teilor de pe bulevard. Doar 3 tei vor fi salvați din cei existenți. De săptămâna viitoare, în locul acestora se vor planta castani și alți tei tineri. Din ultimele estimări ale constructorului, întreaga lucrare se va încheia cel târziu la data de 20 iulie. Teodora Chichirez, elevă în clasa 11 la Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpul Lung, s-a calificat la Olimpiada Națională de Lectură ca abilitate de viață, ramură a disciplinei Limba și Literatura Română. Totodată aceasta va fi prezentă și la Olimpiada Națională de Psihologie Pedagogie, unde și-a câștigat dreptul de a participa după ce a obținut locul întâi pe județ la disciplina Managementul clasei de elevi. În această primăvară, Colegiul Pedagogic Carol I va fi reprezentat la faza națională a Olimpiadei Școlare de Lectură ca abilitate de viață de Teodora Chichirez, elevă în clasa 11B, la profilul învățători-educatori. Disciplina la care va participa Teodora Chichirez, ramură a limbii și literaturii române, este specifică liceelor pedagogice. O felicit pentru rezultat, pentru perseverența și tenacitatea de care a dat dovadă, pentru curajul de a se înscrie la această etapă a Olimpiadei după cei 2 ani de pauză. Sper să facă o figură la fel de bună și la națională. Îi doresc mult succes, îi felicit pe toți elevii care au participat la Olimpiade, la faza națională și pe cei care au luat premii și nu sunt aici și le doresc tuturor succes. Bucuria calificării la faza națională pentru Teodora Chichirez a fost dublată de calificarea acesteia și la Olimpiada de Pedagogie, managementul clasei de elevi. Am participat la Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață și la Olimpiada de Pedagogie, disciplina Managementul clasei de elevi, unde am obținut locul întâi și implicit calificarea la etapele naționale, unde urmează să susțin atât probe orale cât și probe scrise. Doresc să le mulțumesc doamnelor profesoare Herișanu Alexandrina și Pala de Coralia pentru sprijinul acordat și sper să mă întorc cu rezultate cât mai bune și de la etapele naționale. Sunt disciplinele care se leagă cel mai bine de profilul meu, profilul pedagogic, mă ajută foarte mult și în practica pedagogică și sunt olimpiadele mele de suflet la care particip de mai mulți ani. Alături de Teodora Chichirez la Olimpiada de Pedagogie mai sunt calificați alți 4 elevi de la Colegiul Pedagogic Carol I, pe care îi vom cunoaște în edițiile viitoare ale jurnalului Clar TV. Cu o sală aproape neîncăpătoare pentru cei veniți să participe la eveniment, așa s-a desfășurat spectacolul de muzică și poezie de la Cercul Militar din Câmpul Lung, intitulat generic Aspirații spre Lumină. Poeți mușceleni, tineri și vârstnici și artiști în devenire de la Școala de Muzică au reușit să realizeze un spectacol de zile mari. Toți au fost aplaudați la scenă deschisă. În organizarea Asociației Centrul Cultural Mușcelean al Școlii de Muzică din Câmpul Lung și al Colegiului Național din Nicu Golescu, la Cercul Militar din municipiu, s-a desfășurat o serată literar-muzicală. Protagoniștii spectacolului au fost scriitorii mușceleni și elevii celor 2 instituții de învățământ care au luat parte la organizarea evenimentului.
Cu o sală arhiplină, unde a predominat în special tineretul, poezia și muzica au creat o atmosferă de destindere și relaxare. Au fost recitate poezii scrise de poeți mușceleni, dar și din creațiile poeților români moderni. Iartă-mă, Doamne, pentru necredință, pentru păcate și neputință și pentru dorința de a dezlega ceea ce era al Tău dintotdeauna. Și mângâie-mi, Doamne, sufletul zbușumat, ce în el puritatea noroiului a purtat. Și dă, Doamne, acestei vieți un temei, și pe Adam și pe Eva, iartă-i și înțelege-i, că raiul a fost prea mult pentru ei. Știți, filatele lumea șapte zile. În prima zi a făcut cerul munții și prăpăsile sufletește. În a doua zi a făcut râurile, mările, oceanele și ce alte sentimente. Și i-a dat lui Hamlet, lui Iulius Cezar, lui Antonio, Cleopatra și Ofelii, lui Otelo și Antora, să le stăpânească ei și urmașilor în vecii vecilor. Elevii clasei de nai de la Școala de Muzică, coordonați de profesorul Valentin Arădoi, au scos în evidență talentul și maestria în mânuirea instrumentului. Toți au fost aplaudați îndelung de către public. Cu o voce distinctă, eleva Ana Lemnaru a interpretat câteva melodii consacrate, iar vioara mânuită cu îndemânare de Elisea Darie a întregit cele aproximativ 60 de minute de muzică și poezie. Cu această serată literar-muzicală, intitulată generic Aspirații spre Lumină, se încheie o primă etapă a seriilor de spectacole organizate de Asociația Centrul Cultural Mușcelan, urmând ca acestea să fie reluate după sărbătorile pascale. Ziua Internațională a Culturii a fost marcată și la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung printr-o expoziție de carte. Anul acesta se marchează cea de 87-a aniversare a Pactului Rărih. În fiecare an, la data de 15 aprilie, toate țările din întreaga lume aniversează Ziua Mondială a Culturii. Aceasta a fost înființată pentru a comemora adoptarea Pactului Rărih, încheiat în anul 1935. Acesta este un tratat internațional privind protecția instituțiilor artistice, științifice și a monumentelor istorice. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung marchează această zi printr-o expoziție de carte. În această săptămână, Biblioteca Municipală Câmpul Lung organizează expoziția de publicații dedicată Zilei Internaționale a Culturii,
Această zi este sărbătorită pe data de 15 aprilie și a fost adoptată în urma pactului Rorich din 1935. Acest pact este un pact internațional care prevede protecția instituțiilor de cultură, dar și a monumentelor științifice și istorice, împotriva degradării și distrugerii cauzate de diverse conflicte la nivelul globului și are ca obiectiv apărarea acestor obiecte culturale. Ziua Mondială a Culturii este înființată din anul 1998 și statele semnatare ale pactului de la Rorich au ca scop protejarea patrimoniului cultural al lumii. Pactul și-a luat numele după pictorul și activistul Nicolas Rorich, care a făcut apel la guvernele țărilor beligerante încă din anul 1914 să semneze acest acord internațional de protecție a monumentelor culturale distruse ca urmare a ostilităților. În anul 2022 se sărbată cea de 87-a aniversare a pactului Rorich, expoziția din cadrul Bibliotecii Municipale, cuprinzând publicația ale marelui nostru poet Mihai Eminescu, dar și al unor mari scriitori ai lumii, precum William Shakespeare sau Paul Verlaine. Protejarea patrimoniului cultural este necesară în prezent în condițiile conflictelor armate din zona Orientului Mijlociu, a războaielor din Afganistan, Irak și Siria, dar și al conflictului din Ucraina, evenimente care au condus la degradarea sau chiar distrugerea unor elemente de cultură universală de mare valoare. A fost slujba arhierească în parohia din comuna Berindești. În a cincea săptămână din postul Paștelui, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului a oficiat pe lângă Sfânta Liturghie și instalarea noului preot paroh în persoana părintelui Mihai Străuț. În duminica a cincea din postul Paștelui, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohiei Berindești din comuna Corbeni din protopopiatul Curtea de Argeș. Arhiepiscopul a vorbit despre viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, un model de pocăință pentru toți cei care doresc îndreptarea vieții. Să ai răbdare și să ai dinamica pocăinții, adică n-a făcut, a făcut-o din dragoste pentru Dumnezeu. Și a făcut-o din dragoste pentru Dumnezeu și s-a rugat lui Dumnezeu să ierte pe toți cei pe care i-a smintit. Mare lucru acesta. Dacă ea s-a gândit că a smintit foarte multă lume, ea și căința ei a fost pe măsura smintelii pe care a făcut-o și a care a gândit ea, mă rog, și se vede că a avut o măsură foarte strictă, precisă. Adică s-a căit atâția ani ca Dumnezeu să o ierte desăvârșit. La bucuria reîntâlnirii cu ierarhul arceșan s-a adăugat și momentul în care credincioșii parohiei Berindești au fost martori la instalarea noului preot paroh în persoana părintelui Mihai Străuț. Bucuria peste toate celelalte se adaugă încă o dată și îl slăvim pe Dumnezeu că rânduiește lucrurile în așa fel încât noi să nu rămânem orfani și fără rugăciune. Avem un părinte spiritual care a crescut până la o vârstă și are de crescut în continuare. Părintele Mihai este încă în formare. El are să se formeze nu în cele teologice, nu în cele duhovnicești, pentru că pe acestea, cel puțin teoretic, le-a parcurs, ci are să se formeze în relaționarea cu fiecare dintre dumneavoastră, pentru că el este, de astăzi înainte și de ceva vreme, slujitorul fiecăruia dintre dumneavoastră. Orice problemă aveți, de orice necaz sunteți strâmtorat și împresurați, adresați-vă cu încredere preotului, care nu lucrează cu puterea lui, ci lucrează cu puterea și cu harul lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-am vrăncit să primesc darul preoției și să mă număr printre cei aleși la slujirea Evangheliei. Mulțumesc părinților naturali și spirituali care m-au sprijinit și educat ca să devin slujitor al Domnului și al oamenilor. Mă rog și chem în același timp la rugăciune toată comunitatea spre a realiza o unitate deplină în Hristos. În același timp, adresez rugămintea către toți credincioșii să mă sprijine în activitățile pe care le voi întreprinde atât spirituale cât și administrative.
Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Berindești a fost restaurată și resfințită în anul 2012. Toate lucrările s-au realizat sub supravegherea preotului paroh Arsenescu Nicolae Decebal, care a trecut la cele veșnice în februarie 2021. După decesul acestuia a fost numit ca paroh teologul Mihai Străuț. Echipa de volei feminin Under 19 s-a calificat la campionatele europene după victoriile obținute împotriva reprezentantelor Slovaciei și Danemarcei. În tribunele sălii sporturilor din Mioveni, o puternică galerie a fost formată din voleibalistele de la Clubul Sportiv Mușcel. La finalul turneului, tricolorele au mulțumit sportivelor din Câmpul Lung pentru susținere și le-au invitat pe parchetul de joc pentru o fotografie de grup. De vineri până duminică, Sala Sporturilor din Mioveni a găzduit turneul de calificare contând pentru campionatul feminin de volei Under 19. În prima zi, tricolorele profesorului Marius Macarie au învins Slovacia cu scorul de 3-1 după un început ezitant când s-au văzut conduse pe tabela de marcaj cu 0-1. Revenirea echipei României a fost una senzațională, fiind susținută din tribune și de o frenetică galerie formată din micile voleibaliste din Câmpul Lung de la Clubul Sportiv Mușcel. Pregătite cu goarne și steaguri, fetele lui Adrian Mihăilă au susținut permanent echipa tricoloră, devenind preferatele regizorului transmisiunii în direct a meciului. Sportivele de la CS Mușcel au fost prezente și a doua zi în tribune, atunci când România a învins Danemarca cu 3-0 și a obținut totodată calificarea la europenele de volei rezervate echipelor Under 19. La finalul turneului, tricolorele au rămas impresionate de susținerea mușcelencelor și le-a invitat pe acestea pe parchetul sălii de joc pentru a le cunoaște și să realizeze o fotografie împreună. Cu 3 victorii și un rezultat de egalitate s-au întors oaspeții din etapa a 17-a a Ligii a 5-a Seria Nord. Gloria Berevoiești, Petrolul Hârtiești și Viitorul Mihăiești pot fi considerate performerele acestei etape, întrucât au obținut victorii destul de clare în deplasările de la Stoienești, Valea Mare Pravăț și Boteni. În Liga a 5-a a campionatului județean de fotbal Seria Nord s-au disputat duminică meciurile din cadrul etapei cu numărul 17. După ce în etapa precedentă a suferit o înfrângere pe teren propriu, Unirea Bughea de Jos a câștigat duminică partida jucată tot pe teren propriu cu voința Țițești. A fost un scor categoric, 5-0 pentru bugheni, care încearcă să redreseze corabia, ajungând pe locul 9 cu 17 puncte acumulate. Cimentiștii de la Valea Mare Pravăț au fost învinși pe teren propriu de petroliștii din Hârtiești, iar în derbiul acestei runde, Partizanul Vlădești și Vulturii Vulturești au terminat nedecis scor 2-2, ceea ce ușurează în mare măsură misiunea liderului AS Dragoslavele, care continuă parcursul de regularitate pentru câștigarea acestei serii. Rezultatele etapei cu numărul 17, Liga a 5-a Seria Nord. Unirea Bughea de Jos, Voința Țițești 5-0. Flacăra Boteni, Viitorul Mihăiești 0-2. AS Dragoslavele, AFCS Cetățeni 1-0. Cimentul Valea Mare Pravăț, Petrolul Hârtiești 2-6, Partizanul Vlădești, Vulturii Vulturești 2-2, Contabilitate Stoienești, Gloria Berevoiești 3-5, Viitorul Rădești 2021 a stat. FC Argeș Basketball a câștigat cu mare emoții pe terenul lui BC CSU Sibiu și a ajuns la 20 de victorii stagionale. Scorul final în partida din Sala Sporturilor Transilvania a fost de 78-73.
Vulturii alb-violeți au câștigat spectaculos la Sibiu, după ce scorul a avut evoluții fluctuante. Gazdele au câștigat sferturile 1 și 3, în timp ce argeșenii au avut evoluții mult mai bune în sfertul 2, dar și un final de meci fantastic. Pentru a doua oară în acest sezon, Tudor Costescu a fost eliminat de către arbitri. În disputa de sâmbătă, antrenorul principal al argeșenilor a acumulat două greșeli tehnice și a fost trimis la vestiare cu 11 minute și jumătate înainte de final. Înlocuitorul său temporar a fost Ștefan Odea, scouterul de doar 22 de ani al echipei. A fost pentru a doua oară în acest sezon când el ocupa acest post. Cu el ca interimar, trupa din Trivale a reușit un run de 31-19 și a întors soarta duelului. Ștefan Odea a mai ocupat acest post la meciul din tur cu SCM Universitatea Craiova, iar dezundământul a fost același, victorie pentru FC Argeș. Atunci, el a pregătit echipa timp de 3 sferturi, iar elevii săi s-au impus în cele din urmă cu 83-79. Colaborarea dintre Odea și Costescu datează încă din 2018, pe când cei doi au lucrat împreună pentru Dinamo Știința București. În stagiunea 2020-2021, cei doi s-au mutat în staful lui FC Argeș, mai aproape de orașul natal al lui Ștefan, Curtea de Argeș. Mâine avem vreme predominant frumoasă în județul Argeș, cu temperaturi ce se vor încadra între 12 și 19 grade Celsius. În nordul județului avem 12 grade la Rucăr, 15 grade se vor înregistra la Domnești, 16 grade avem la Mușătești, iar la Câmpul Lung de asemenea avem vreme frumoasă, cu temperaturi de până la 15 grade Celsius. Și în sudul județului ne bucurăm de soare și de temperaturi de până la 19 grade. Avem 18 grade la Recea, 19 grade la Râga. De asemenea, la Pitești avem vreme frumoasă cu temperaturi de până la 18 grade Celsius. Soare avem și în județul Dâmbovița și temperaturi maxime de până la 19 grade. În nordul județului avem 12 grade la Bărbulețu, 14 se vor înregistra la Pietrari. Iar în sudul județului avem 17 grade la Petrești, 18 la Vișina, 19 grade la Șelaru. Iar la Târgoviște de asemenea avem soare, mai apar și câțiva nori, iar termometrele vor indica valori de până la 18 grade Celsius. La noapte mai apar câțiva nori la Câmpul Lung, iar temperaturile se mențin în continuare destul de scăzute. Acestea se vor încadra între minus 3 și minus 2 grade Celsius. Mâine avem vreme frumoasă la Câmpul Lung cu temperaturi de până la 15 grade Celsius. Joi, dar și vineri ne bucurăm în continuare de soare și de temperaturi care vor ajunge până la valoarea de 20 de grade Celsius. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare puteți urmări emisiunea Credință Creștină. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă! La revedere!